Salutare și bine te-am găsit pe canal! În clipul de astăzi o să te învăț să te joci cu mintea unei femei, iar asta nu o să o faci în context negativ, ci într-un context pozitiv. Pentru că noi nu învățăm aici bărbații cum să manipuleze femeile, cum ar crede unii. Noi învățăm de fapt să devină din ce în ce mai bun și să aibă parte de succesul pe care și-l doresc. Bine ai venit pe canal! Dacă ești nou, îți recomand să te abonezi dacă n-ai făcut-o încă, dă click pe clopoțel să știi când uploadăm conținut nou. Și ți-aduc la cunoștință că sunt autorul la 3 cărți în seducție și dezvoltare personală în momentul de față. Sunt coach, trainer emoțional, sunt hipnoterapeut, spune-mi cum dorești tu, toate îndeplinesc același obiectiv și acela de a-ți îmbunătăți viața cu fiecare secundă. Acestea fiind spuse, există mai multe feluri prin care tu poți să comunici lucruri și am dezbătut în 400 de clipuri pe canalul ăsta, însă astăzi vom vorbi puțin despre limbajul hipnotic. Webinarul pe care urmează să-l ținem pe 1 mai este despre limbaj hipnotic și va fi mai precis despre fix cuvintele și frazele pe care le poți folosi, cât și semnificația din spatele lor. Astăzi nu vom face așa ceva, astăzi îți voi explica cum ai putea vorbi și la ce procedee ai putea să ajungi pentru a face ca mintea ei să o ia razna și să îndrăgostească și mai mult de tine. Vezi tu, pentru că majoritatea bărbaților acționează în contexte de job, în contexte prin care cunosc femei mulțumită prietenilor sau cercurilor sociale în care se învârt, care de obicei sunt mega restrânse, ei sunt incredibil de monotoni și lineari. Adică, cum spun femeile într-un cuvânt mai simplu, sunt al dracu de plictisitori. Okay? Și ei sunt plictisitori pentru că nu au subiecte de conversație, iar în momentul în care le au, pentru că au citit pe valul Alfa 1, mulțumesc tare mult, nu știu cum să livreze informația, pentru că iarăși o fac pe o voce monotonă, sunt foarte direct la obiect, nu știu ce înseamnă ideea de a flirta, de a tachina, nu știu ce înseamnă să fii misterios ca și bărbat, ca și individ. Iar asta este, din păcate, una dintre cele mai mari erori. Așa că, acestea fiind spuse, iată câteva căi prin care poți comunica cu o femeie să pari mult, mult mai interesant decât ești în realitate și de fapt cum poți să faci o distracție din absolut orice subiect ai aborda. Primul lucru pe care vreau să-l spun, ai putea să vorbești cu ea folosind metafore și creând anumite contexte care dau de înțeles anumite lucruri. Efectiv, orice ai vrea tu să spui poate fi elaborat într-o metaforă. Dacă discuția ta constă doar din metafore, una după alta, efectiv același element, la un moment dat o să pari mega creepy, pentru că în general o metaforă te face să pari cumva înțelept și în general o metaforă, atenție, poate avea mai multe sensuri, tocmai pentru că metafora se adresează mai mult subconștientului. Deci în timp ce tu legi o prietenie mai faină cu femeia din fața ta, trebuie să ai grijă că dacă o folosești în manieră repetată, poți foarte ușor dintr-o dată să pari un încrezut, unul care se crede prea sus de lucru și nu poate vorbi normal. Deci atenție, acesta este un element care poate fi introdus în structura ta conversațională, despre care știi deja ceva din cartea pe valul Alfa volumul 1 și despre care ai putea ști mai multe din cartea pe valul Alfa volumul 2, dar asta rămâne desigur la descoperirea ta. Însă este doar un element, da? Merge, e fain să-l aplici, e fain să dezvolți un limbaj hipnotic, atenție însă de câte ori îl folosești. Următorul element pe care ai putea să-l introduci pentru a părea mult mai misterios de fapt decât e și pentru a face o schimbare în viața ei este prin a oferi niște sugestii și atenție că bărbații nu fac treburile astea, adică majoritatea bărbaților oferă sugestii vis-a-vis de lucruri pe care ei le doresc din partea femeilor, însă în momentul în care comunici cu o femeie și îți spune de exemplu că, nu știu, a avut o problemă cu un bărbat, de exemplu a rănit-o într-un fel sau nu știu, i-a cauzat niște probleme, iar tu pur și simplu realizezi că i-ar fi putut să aibă un comportament diferit față de cel pe care l-a avut. Să spunem că comportamentul ei cumva a făcut-o să se adâncească și mai mult în această rană, în această formă de depresie, dacă dorești, în interpretarea evenimentului. Iar ea, apelând la faimosul reframe, adică schimbă efectiv interpretarea evenimentului, ar putea să îl constate altfel și să comporte altfel de fapt, atunci acest lucru ar ajuta-o. Dar asta e problema, majoritatea bărbaților să dau drept psihologi și dau o directivă, dau o sugestie directă. Tu vrei să dai de fapt o sugestie oarecum indirectă, iarăși pe baza metaforei pe care am menționat-o anterior, dacă se poate este și mai bine, prin care tu îi sugerezi anumite lucruri pe care ar putea sau ar fi putut să le facă,
Da? Iar asta din start produce o schimbare la nivel de subconștient. Îi dă mai multe opțiuni, îi deschide teritoriul prin care ea poate acum să găsească mai multe opțiuni la un eveniment adânc înregistrat în subconștient, în care ea deja a tras o concluzie din care poate nu a avut ieșire. În momentul ăsta nu doar că te joci, cum s-ar spune, cu mintea ei și te asiguri că rămâi înregistrat acolo foarte bine, însă va ajunge acasă și se va gândi foarte frumos legat de tine, pentru că ai fost omul care i-a deschis niște opțiuni și care ulterior aceste opțiuni au condus la o stare mai bună interioară. Și ăsta vrei să fii, bărbatul care poate produce o schimbare în viața ei, bărbatul care o poate face să simtă bine în legătură cu cine este ea ca și persoană, înainte să se simtă bine cu faptul că are un bărbat care o validează sau o complimentează sau este acolo pentru ea. Tu vrei ca omul să se simtă bine în pielea sa prin faptul că îl sugestionezi, îl ajuți de la sine ca el să găsească aspectele pozitive din orice eveniment despre sine sau evenimentele exterioare, dacă dorești, ajută să se simtă bine cu sine, iar el se va gândi la tine. Prea mulți bărbați vin să fure de pe oameni, prea mulți oameni în general fură de pe alți oameni și atunci de aceea este foarte, foarte esențial limbajul hipnotic și de fapt ce vrei să faci cu el. Ceea ce mă conduce la următorul element, și anume că da, poți avea sugestii directe. Ele nu au neapărat, nu sunt problematice, doar că nu au același impact cu sugestiile indirecte. Ok? Deci trebuie să studiezi și acest element din structura conversațională. Sugestiile indirecte au un impact foarte mare pentru că fac omul să se gândească și să analizeze foarte mult înainte de a lua o acțiune. Când e directivă, când e o sugestie directă, pur și simplu îi spui, bă, mergi acolo pentru că asta te va ajuta. Chiar dacă e un sfat bun, e ok, are impact, îmi place, o să mă folosesc de sfatul pe care mi l-ai dat, în ideea în care nu-l conștientizam până acum, mersi mult. Dacă poți să-mi sugestionezi într-o manieră indirectă și să mă faci să gândesc eu și să trag concluzia că eu de fapt am ales și am ajuns la ideea aceea, automat te apreciez mult mai mult pe tine, pentru că am să consider că tu mi-ai deschis ochii și care sens pentru tine. Și următorul element, de fapt ultimul despre care vreau să-ți vorbesc, este acela de parabolă, și anume că deseori poți face o poveste din absolut orice, de aceea noi pe Fără Sens TV spunem mereu care este povestea dintre voi. Orice eveniment ai vrea tu să povestești, simplu fapt că ai citit o carte la cafea dimineața și s-a întâmplat nu știu ce, poate fi o poveste dacă știi cum să faci din chestia asta o poveste. După cum știi, parabolele au deseori o concluzie prin care se înțelege de fapt înțelepciunea acelei povești și asta vrei să devii, de fapt vrei să devii un om care nu comunică doar de dragul de a comunica, nu spune niște chestii pe care le-a citit într-o carte, vrei să fii bărbatul care și transmite ceva, care pare al dracu de înțelept, care face ca omul să vrea să stea pe lângă el pentru că oare ce mai are de zis, care vrea să lase mister în urma sa, prin parabolă lași o grămadă de mister, persoana simte nevoia de a ști mai multe, de a afla mai multe de la tine, pentru că este fascinant în felul în care vezi lucrurile. Despre asta vom vorbi, apropo, mai multe la webinarul de pe 1, în care îți voi da exemple despre anumite fraze și cuvinte pe care să le folosești, pe care să nu le folosești, despre cum să creăm împreună o poveste, despre cum să creăm o metaforă împreună dacă este nevoie, și o să-ți arăt cum practic din absolut orice poți crea un limbaj hipnotic care ce face? Produce o schimbare în viața omului, nu doar obține o gratificare să se bată pe umăr. Asta e problema în societate. Foarte mulți oameni doresc anumite chestii de la alți oameni, caută să-și servească interesele după care se iau și pleacă. Așa că dacă vrei să strălucești și să fii bărbatul de care o femeie s-ar îndrăgosti, prin asta ai putea ieși în evidență imediat. Okay? Iar elementul de a te juca cu mintea ei este esențial, pentru că vorbim de tachinare, vorbim de ce anume te face pe tine atrăgător, de cum poți să-i o stârnești, să-i punești dorințele, să o faci să se gândească la tine, să o faci să te dorească din ce în ce mai mult, pentru că mă gândesc că asta vrei de la ea. Nu dorești o tipă pe care o combin tu în 3 secunde, ți-a dispărut și interesul, i-a dispărut și ei interesul pentru că ești un tip plictisitor. N-are sens. Și anume, asta vreau să-ți explic, că sunt modalități prin care da, poate exista chimia între două persoane, dar o putem și ajuta să se expandeze, să crească dacă dorim. Okay? Să o simtă mai puternic persoana din fața noastră, pentru că îți dorește asta în fond. Aici am vrut să ajung. Nu uita, dacă ai nevoie de coaching, ne găsești pe www.foresenstv.ro, aruncă o privire acolo și abia aștept să lucrăm împreună. Te-am pupat!